pesimist, domnul Mihace. Vă mărturisesc că pe domnul Cușa nu l-am avertizat asupra temei întâlnirii de astăzi. Dânsul sărbătorește azi 50 de ani de când s-a întors din închisoare. În schimb, vreau totuși rog să-mi spună câteva cuvinte, deoarece e limpede pentru noi că această tentativă a Ministerului Educației este de fapt o reeducare. Dânsul a trecut prin educarea pentru tortură la Pitești, a fost reeducat la Iud cu lampa eternității pe masă și am vrea să rog cum îi miroase această tentativă a Ministerului Educației. M-aș luat cam prin surprindere, dar nu are importanță. Am trei probleme. Mai întâi am văzut pe Berna. Pe Berna l-am studiat noi când eram în frățire de cruce. Era omul care era un fel de bază în educația noastră, în frățire de cruce. S-a vorbit aici despre educație și despre familie. Acum 54 de ani veneam de la Aiud. De la ultima reeducare a lui colonelului Crăciun. Prima a fost în 1949-52, Pitești-Gherla. Diferențele de tratament sau de metode, pentru că eram tineri și încăpățânați, majoritatea fiind 80% în frățire de Cuzedești legionat la Pitești, din cei 100 sau 1000 câți eram, s-a aplicat bătaia. Bătaia cumplită, care dura, depinde. La mine a durat două nopți. La alții o săptămână, o lună și alții și an. Unii, ce vrei, n-auzi, du-te la doctor. Da. Nu se aude? S-aude. Ce să-ți fac? Ești unul singur, afară. Da. Deci, la Pitești s-a bătut. S-a bătut cumplit. Spunea domnul Andronescu într-un articol, spunea printre altele, că și la Aiud a fost tot o reeducare, dar cu totul alte metode. La Pitești, tine, nu puteai să dialoghezi cu ei, pentru că erau încăpățânați. Și atunci au profitat de ciomege, bătăi și așa mai departe. Acolo, la Pitești, au fost uciși în bătăi, s-au sinucis, au încercat să sinucidă, au înnebunit și unii au rămas 80% cu sechele pentru toată viața. Unii au fost transformați în totalitate, în altceva decât în ce a fost el. Și atunci erau ca niște piese de șah. Turcanu, care a fost liderul acestei reeducări, în final a fost și el împușcat, ca și cel al 22. La Aiud, problema era de altă natură. Oamenii trecuseră de 50-60 de ani. Nu se putea aplica bătaia. Nu se putea. Crăciun citise sentința numărul 12, 1954 de la Tribunalul Militar din București, când a fost condamnat la moarte 22 de studenți pentru cele întâmplate la Pitești, la Gherla, la Canal și în coloniile de muncă. Citise și vrea să-i compromită. În schimb, avea aceeași misiune să transforme oamenii pe alte căi, pe căi pașnice. Și atunci ne-a dat cărți, ne-a dus și filme și din când în când ne mai scutea și la aer, cum s-ar spune, și ne mai citea câteodată cât niște vești din afară și spunându-ne, băi, noi vă tolerăm. V-am dat timp să vă gândiți, să vă reveniți la realitate. V-am întins o mână blândă, bună. Sunteți încă încăpățânați și nu vreți să înțelegeți. Dar până la urmă o vom face așa cum știm noi. Ce s-a întâmplat? Cântoria cu prințul Sturza.
Sunt multe de spus, da. Ce s-a întâmplat? Ce era reeducare de la, cum vreau să vin la, la educație și la reeducare? Când a plecat de la Pitești în anul 1950, pe 2 ani de zile Pitești, la Gherla, la camera 104, cei mai buni studenți care au avut noi, ca lideri mediciniști de la Cluj, Pop Cornel, de la București, Popescu Aristotel, Nuti Pătrășcan, oameni care aveam încredere, erau deja transformați în altceva. Erau inconștienți. Ei se mergeau pe drumul pe care a indicat Țurcanu. Face asta și asta. Și au devenit, din oameni de bază, credincioși, au devenit torționari. Când am plecat la Gherla, la camera 104, a venit un cetățean oarecare și a spus așa: voi sunteți majoritari legionari. Noi avem un principiu. Trebuie să vă reeducăm. Și avem trei probleme grave cu care trebuie să începem. Trebuie să desfințăm întâi credința, religia. Doi, opțiunea politică. Și a treia, mai încet, familia. Familia e familie, baza societății, dar familia creează probleme. Familia dă un bileac, aduce pe lume copiii. Educația din familie însă nu se realizează așa cum vrea societatea noastră, deci comunismul. Copiii trebuie luați de la și educați în spiritul în care trebuie să meargă societatea. Familia greșește de foarte multe ori. Religia își pierde timpul cu rugăciuni, cu parastase, cu mormântări și așa mai departe. E timp pierdut. Nu. Avem nevoie să fim realiști. Deci copilul trebuie luat de la familie și pus în școli și educat pe linia noastră. Și societatea va progresa de așa natură și ne vom îndeplini toate planurile așa cum ne sunt, le avem în plan. Referitor la ce a spus că s-a constituit o comisie pentru educație și așa mai departe, nu? Da. Mie mi-e teamă că această comisie o să fie cum o să găsească un Iordache și acolo și o să dea ordonanțe de urgență pentru că o să fie majoritatea cei care sunt majoritari în Parlament, știu. Degeaba. Aici nu se poate discuta la ora actuală pe logică. Nu există logică. Aici merge repede. Trebuie să terminăm rapid. Trebuie să terminăm imediat pentru că nu se poate. Trebuie să ajungem la capătul nostru. Păi când am citit, am văzut la televizor ultimele declarații de unor lideri de ăștia care sunt la bătări la ora actuală, m-am îngrozit și a spus ce o să facă copiii noștri de acum? Că eu mâine, păi mie mi-a făcut datorie, am lăsat niște scrieri pe aici, pe acolo, unde au citit, o să mă admir și o să spui, unde era Gogol săracul? Parcă mai vorbea și el din când în când acolo pentru noi. Azi nu mai vorbește niciunul. Ba, unul mi-a spus odată, măi, iau mai încet. Vezi că, știi, ești o pastilă. Sunt pastile. Și o să vă spun de ce. Sau pastilă, sau nu știu ce se întâmplă. În 1000, exact acum 54 de ani, pe ziua de 16 iunie 1964, eram la o comisie unde redactam ceva acolo. Era cu, de la unde se eliberau deținuții politici și trebuia să scriem niște documente. Și comisia, 4-5 ofițeri, de față și bine, v-am sedat și eu acolo, fără grade, fără zeia mea. Eram strungar în fier la timpul respectiv, lăsase filozofia de o parte, nu era productivă. Strungar în fier, da, era o meserie așa nobilă la timpul respectiv. Și cineva din comisie, ei beau niște, nu știu, beau sucul sau cum așa ceva și mie spune,
ce vrei să bei? Și ce să bea să bea? Uite, avem niște cafea aici cu lapte. Eu nu mă așteptam să-mi cedie și mie cu ăla comisă respectivă, că făcea și o parte din comisă, tipurile. Adică în cameră respectivă. Și mi-a dat și-mi pus și o ceașcă de ceva cu lapte. Din clipa aceea nu mă știu nimic. Adică n-am știut. N-am știut, dar am făcut poate ce mi s-a comandat. După 25 de ani de zile, am aflat și eu ce s-a întâmplat. Părintele Bodașiu Nicolae mi-a trimis veste că vrea să stea de vorbă cu mine, că eu i-am scris biletul de eliberare să plece la București, nu la Buzău, undeva de unde a fost arestat. Tipul i-aș fi luat un bilet, că plecase comisia de acolo și a lăsat un plutonier a lăsat acolo. Și Nae Bordașiu, așa spuneam noi la timpul respectiv, Nae Bordașiu, n-a vrut să plece să semneze acolo, că pleacă la muzeul de unde a fost arestat. Și a spus, domnule colonel, eu nu plec acolo, dacă nu pleci, stai departe la perete. Și a stat la perete. Eu l-am văzut pe Nae Bordașiu acolo, pe Nae, spuneam noi atunci. Și când au plecat comisia, a lăsat plutonier de față cu noi, ne-am zis, băi, de ce nu vrei să pleci? Păi nu să... Nu mă recunosc, că decât după ce ne-am îmbrățișat amândoi, săracul plutonier major s-a dat deoparte, asta din Cristul dinsului, eu nu mai țin minte. S-a dat deoparte și a spus, dar unde vrei să pleci? Păi la București. Păi la București, dar biletele... Am luat un bilet, niște bilet pe masă, am luat un bilet și am spus unde pleci. București, strada Cotare și mai departe. A venit comisia, a semnat în registru că pleacă la Buzău, așa am scris noi, plutonierul major săracu, zice și că a fost omul de milioane, când a venit comisia, unde-i Bordașiu? Bordașiu a semnat că pleacă la Buzău. Față. Biletul lui era. Plecase acasă, după 25 de ani, am aflat și eu ce s-a întâmplat cu părintele Nae Bordașiu, care și astăzi se roagă pentru mine, că l-am trimis eu la București. Cum l-am trimis, nu mai știu mine. Ți-o minte, dar faptul, martorul nostru este domnul Nicolau. El mi-a făcut legătura cu părintele Nicolau Bordașiu, de care uitase. Acum revin la educație. Deci, când i s-a spus nouă la Gherla, atunci că familia e familie, e foarte bună, dar familia e productivă. Face copii și îi trimite la partid, pentru că partidul știe ce face. Noi vă dăm mâncare, noi vă grănim, noi vă educăm, sunteți stăpâna noastră, noi vă ajutăm să trăiți în viață. La Iud a fost altceva, a fost diabolic Crăciun. Dar era perioada când ei erau obligați să ne deie drumul și cum spunea Petre Țuțea, Dumnezeu să-l ierte, în cameră și i-am spus odată, domnule profesor, cu ce s-a întâmplat cu noi? Stai liniștit, iungă-ne, că mâine, păi mâine ne dau drumul ăștia, că se coace ceva. Pentru că sunt obligați, că au semnat hartă de la muște, de la Helsinki, parcă, și mâine, păi noi să ne deie avară. Dar ca să ne deie drumul afară, ca să nu crede că de teamă că îi vedem, o să facă un fel de reeducare, așa cum s-a făcut. Cum s-a făcut și în final o să ne iei drumul. Și am așa avut dreptate. Și eu, pe data de 24 iunie 1964, am luat un bilet și mi s-a dat un bilet cu loc. De accelerat. Bine, într-o jumătate de oră. Un bilet cu lucruri accelerat, cu încă doi colegi cu frații Calmuschi, eu după 11 ani și 3 luni plecam din închisoare, iar frații Calmuschi după 16 ani de zile. În același compartiment, de la Iuda. În același compartiment au plus și trei ofițeri de securitate și, bineînțeles, noi cu biletele respective până la
Brașov și la București, am fost împreună cu dinșii, care erau deja, ne-au testat și pe noi, dacă ne-a dat un ziar acolo, Viața Economică, acolo am pierdut acolo. Viața Economică din 1964 cu Valef, dar în orice caz, am plecat acasă. Eu mai aveam încă 10 ani de executat și, bineînțeles, că m-a așteptat soția săracă și ea și a pătinit de spun din cauza mea. Și eu v-am făcut să pătinit din cauza mea, pentru că am luat camarada de ultima dată. Vă mulțumesc! Dacă nu eram pregătit, nu aș fi domnul Nașel, că trebuie să iau și eu cuvânt. Dar vreau și eu niște așa. Dacă băi, așa am și niște extrasistări, doamne. Dar nu am niște extrasistări foarte de tine. Vai, sabe,